Bine v-am regăsit! Vă mai amintiți ultima întrebare? O firmă și-a extins domeniul de activitate, așa că avea nevoie de mai mulți angajați. Și pentru asta a organizat un concurs care consta în 4 probe. Una teoretică, una practică, una de logică și una de limba engleză. Iar firma a hotărât să-i angajeze pe toți cei care trec toate cele 4 probe și numai pe aceștia. La concurs au fost acceptați exact 100 de solicitanți, iar rezultatul concursului a fost următorul. 75 au luat proba teoretică, 93 au luat proba practică, 86 au luat proba de logică și 56 au luat proba de limba engleză. Întrebarea este, câți oameni a angajat firma? Vă propun să mai vedem o dată rezultatele la probele concursului, dar de data asta să fim atenți la numărul celor care n-au reușit. 75 au luat proba teoretică, deci 25 n-au luat-o. 93 au luat proba practică, deci 7 n-au luat-o. 86 au luat proba de logică, deci 14 n-au luat-o și 56 au luat proba de limba engleză, ceea ce înseamnă că 44 n-au luat-o. După cum vedeți, s-a întâmplat de 90 de ori ca o persoană să cadă la o probă. Să numim acest eveniment eșec. Deci au fost în total 90 de eșecuri. Asta nu înseamnă neapărat că 90 de persoane n-au trecut probele, deoarece este foarte probabil ca unii să fi căzut la mai mult de o probă, la mai multe probe. Dar, deoarece eșecurile sunt mai puține decât numărul participanților la concurs, înseamnă că unii n-au avut niciun eșec. Altfel spus, numărul maxim de persoane care n-au luat concursul este 90. Deoarece nu există decât 90 de eșecuri. Deci, cel puțin 10 persoane au luat concursul și vor fi angajate. Probabil mai multe, dar nu putem fi siguri decât de numărul minim. Acum, să vedem care ar fi numărul maxim de angajări în urma acestor rezultate. Vă rog să fiți atenți la primele 3 probe. Cei 75 care au reușit la proba teoretică nu puteau fi angajați toți, deoarece doar 56 au reușit la proba de limba engleză, ceea ce înseamnă că obligatoriu unii dintre cei 75 n-au luat engleza, deci n-au luat toate probele. Același raționament se poate face și pentru cei 93 care au luat proba practică și pentru cei 86 care au luat proba de logică. În schimb, este aritmetic posibil ca toți cei 56 care au luat proba de engleză să fi luat și celelalte 3 probe. În acest caz, ar fi 44 de persoane care n-au reușit la concurs și acest lucru este posibil, deoarece, vă amintiți, sunt 90 de eșecuri, așa că cei 44 trebuie să fi căzut în medie cam la 2 probe, 2 și un pic. Deci numărul maxim de angajați în urma acestui concurs ar fi de 56, adică toți cei care au luat proba de limba engleză. Și asta nu pentru că engleza ar fi mai importantă, ci pentru că a fost proba la care au trecut cei mai puțini. Și atunci, răspunsul complet este următorul. În urma acestui concurs, firma a angajat cel puțin 10 persoane și cel mult 56 de persoane, dar probabil numărul este undeva între aceste două limite. Să vedem numele celor care au trimis răspunsul corect.
Întrebarea de azi continuă seria problemelor de echilibru cu o problemă originală. Cel puțin eu n-am văzut-o în altă parte. De fapt, este o problemă care combină echilibrul mecanic cu forța arhimedică, pentru că avem și un corp scufundat în apă. Să vedem despre ce e vorba. După cum ne arată desenul, avem un sistem de doi scripeți fixi peste care trece un fir, o ață foarte ușoară, care are la capătul din dreapta o bilă metalică scufundată în apa dintr-un vas, iar la capătul din stânga o bucată de gheață care atârnă deasupra unui alt vas cu apă. Vasele nu sunt identice, dar ceea ce este important de spus este că balanța este în echilibru. Deci după ce a fost pusă apa în vasul din dreapta, cel în care se găsește bila metalică, s-a turnat apă în cel din stânga până când balanța s-a echilibrat, așa că pornim dintr-o stare de echilibru. Și acum să presupunem că, până v-am spus toate astea, a fost foarte frig, aproape de 0 grade și gheața nu s-a topit, dar acum temperatura crește și gheața începe să se topească, începe să picure apă în vasul de sub ea. Deci apa care rezultă prin topire se adună toată în acest vas. Evident că după prima picătură care cade, deoarece greutatea bucății de gheață a scăzut, bila metalică coboară până ajunge pe fundul vasului și apoi rămâne acolo. Dar bucata de gheață rămâne atârnată de fir. Deci echilibrul bilă-gheață se strică, dar echilibrul balanței. Ce se va întâmpla în timp ce gheața se topește mai departe și picură în vasul din stânga? Rămâne balanța în echilibru sau se dezechilibrează în timp ce se topește gheața? Și vă rog să și explicați de ce rămâne sau de ce nu rămâne în echilibru. Dacă nu vă vine nicio idee, vă recomand să vedeți videoclipurile Echilibru de la 1 la 5 și Arhimede de la 1 la 3. Vă vor ajuta foarte mult să găsiți răspunsul corect la întrebarea de azi. Găsiți linkurile în descriere. Mulțumesc pentru atenție și vă doresc, ca de obicei, succes! Pe săptămâna viitoare!